Așa cum se oprește un părinte să-și sfătuiască copilul. Pentru că am auzit multe întrebări care se ridică de pe buzele voastre. De ce sunt îngăduite încercări și cuptoare? Și astăzi vreau să vă dezvălui o frântură din taina lucrării. Ca cel ce are urechi de auzit să înțeleagă. Că în vremea asta sunt nevoit, zice Domnul, să-i ascund pe ai mei în mijlocul cuptorului. Și sunt numite cuptoare de ascundere, pentru că se ridică căpetenii diavolești și se leagă cu jurământ că vor dobori o ființă sau o vor scoate din numărătoarea celor aleși. Și atunci sunt nevoit pe al meu să-l ascund în cuptor. Și atâta vreme cât se învârte căpetenia diavolească de jur împrejur, al meu rămâne în cuptor, că e al meu. Și în mijlocul focului e păzit de căpetenia străină. E păzit și sufletul, e păzit și trupul. Și nu-i numărat între vii. Dar acolo în cuptor se aud șoapte, m-a părăsit Domnul. Nici de cum. Nu necăjesc cu plăcere pe cel ce-mi poartă numele și nu părăsesc pe cel ce-i în cuptor. Nu, nu. Și acolo în cuptor cobor măsura de putere necesară. Acolo în cuptor îmbrac cu veșminte de protecție. Acolo în cuptor dau cer deschis și bucuria prezenței mele. Dar dacă voi, care vă aflați în cuptor, vă uitați numai la pereții încinși ai cuptorului și lăsați inima voastră să fie încărcată de amărăciune, cum pot să stau la sfat cu voi, zice Domnul. De aceea am vrut astăzi să vă dezvăluie această taină. E ferice de cel ce e în cuptor. Cuptorul meu ascunde, protejează, nu pârjolește și nu pricinuiește absurd. Și când se poruncește căpetenii diavolești să se retragă că i-a fost limitată vremea de acțiune, se deschide ușa cuptorului și se aduce izbăvire. De aceea, cei ce vă aflați în cuptor, ridicați jertfa mulțumirii. Și dacă ridicați jertfa mulțumirii din cuptor, numele meu e proslăvit. Și voi sunteți înviorați și întăriți. Mai este un cuptor de pregătire. Și când trebuie să fac pregătirea celui ales, îl ascund în cuptor. Și acolo se face pregătirea pe care numai focul curățirii o poate face. De aceea e ferice de cel ce se află în cuptorul de curățire, că e ales pentru slujbă, e pregătit pentru lucrare și vreau să-i dau viziunea izbăvirii. Pentru că s-au ridicat atâtea semne de întrebare de ce sunt îngăduite cuptoarele. O frântură doar a fost dezvăluită din taina acestei lucrări. Ca să înțelegeți că voi, cei din cuptor, sunteți favorizați să vedeți frumusețea prezenței mele alături de voi în mijlocul cuptorului și apoi după cuptor urmează răspunsuri binecuvântate și izbăviri binecuvântate, zice Domnul. Amin.